Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava informează printr-un comunicat de presă postat pe site-ul oficial al instituției că pe numele directorului general de la Star Mod, Lidia Sparte, există 3 plângeri penale. Deocamdată, doar dosarul în care directorul este acuzat de evaziune fiscală a fost trimis la instanță. Celelalte 2 plângeri penale fac referire la faptul că actuala conducere a Star Mod refuză categoric să organizeze o adunare generală a acționarilor în condițiile legii. Comunicatul de presă transmis de conducerea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava este un răspuns la protestele organizate de parte din acționari minoritari ai fabricii de confecții. Totuși, comunicatul nu răspunde la acuzele pe care protestatarii le-au adus procurorilor suceveni în timpul mitingurilor. Aici, în fața parchetului, protestăm pentru faptul că dosarele noastre care au fost aici au dispărut documente din dosare, iar în alte dosare, cu toate că noi l-am declanșat, am fost scoși ca părți de pe dosar. Să știe, domnii procurori, că noi nu ne vom lăsa și vom protesta până va ieși adevărul la suprafață. Acționarii minoritari de la Star Mod spun că documentele care au dispărut de la dosar sunt extrem de importante. Oamenii care ies în stradă fac parte din asociația PAS, care deține 64% din acțiunile de la Star Mod. Restul acțiunilor au fost dobândite în instanță de societate. Pachetul de 36% din acțiuni ar fi aparținut unui american care, între timp, ar fi decedat. În prezent, din asociația PAS fac parte peste 1500 de oameni. Nici 200 dintre aceștia nu mai lucrează în fabrica de confecții.